Bianca trece în clasa a doua la școala din comuna Optaș Măgura. Atât la clasa pregătitoare, cât și în clasa întâi, a avut aceeași învățătoare care a apreciat-o pentru că era isteață. La finalul anului trecut, însă, lucrurile s-au schimbat. Ce s-a întâmplat la ora de matematică? M-a scos la tablă și după aceea m-a dat cu capul de tablă, fiindcă eu n-am știut exercițiu. Doar pentru atât? Părinții sunt revoltați și după incident au scos certificat medico-legal și au făcut reclamații la inspectoratul școlar și la poliție. Anchetele sunt în derulare și se așteaptă deciziile. Am scos certificat de la medicina legală, am fost la inspectoratul școlar județean, da, la poliție, am depus la parchet plângere. Asta atunci, până atunci, acum, ați primit ceva, vreun răspuns? De la inspectoratul școlar n-am primit o lună de zile niciun răspuns. Echipa de control a avut întâlniri cu părinții, cu elevii implicați din clasa respectivă și nu s-a dovedit acest lucru. Mostrare pe care am acordat în urma consultării Consiliului Administrației, care de altfel este organul decizional, mustrare scrisă pentru doamna învățător, așa am considerat noi, fiind singura care ar atesta oarece vină a doamnei, dar nici de cum acea de agresivitate sau agresiune fizică, așa cum invocă mama, nici de cum. Nu mă consider vinovată, deoarece am 15 ani în învățământ, nu am avut probleme cu niciun fel de părinte, nu am avut nicio plângere, nicio acuzație din partea niciunui părinte, doar din partea doamnei care nu știu de fapt ce vrea. Lucrurile nu sunt adevărate, eu am fost în comisia de cercetare, comisia a dat rezultat. Polițiștii au întocmit dosare penale și efectuează cercetări pentru săvârșirea infracțiunilor de lovire și purtare abuzivă împotriva învățătoarei și pentru purtare abuzivă împotriva directoarei. Nu este prima dată când sunt astfel de incidente la școala din localitate și nici singurul copil care suferă de pe urma acestui tratament. Unii refuză să vorbească, alții au fost deja mutați la altă școală. Am avut un nepot aici la școala la Bitănești și doamna educatoare, Mucioiul Luminița, făcea numai dement, spunea că seamănă cu taxomare dement, nebun, îi aducea fel și fel de injurii și fel și fel de vorbe vulgare și urâte. Primarul, care cunoaște situația, vine cu o soluție de împăciuire. Consider că, stând la masa tratativelor, cu ambele părți putem rezolva problema, întrucât să fie liniște și fetița să meargă la școală în continuare. Problema este însă mai complicată. La școala respectivă este doar o clasă de a doua și altcineva nu poate veni pe un post suplimentar. Trebuie găsită însă o soluție pentru ca Bianca să meargă la cursuri fără teamă. Peste câteva zile începe școala. Te duci? Eu nu știu dacă mă mai duc. Dacă mai rămâne doamna în școală și doamna directoare, nu cred că mai mă duc. Stau acasă. Ți-e frică? Da.